Salutare, dragilor! Alex Trușcă cu I Put a Spell on You. E carte care m-a încântat nu săptămâna asta, ci aseară. Am citit-o în 3 ore și ceva. Avem o poveste foarte frumoasă în care Cristian își înșală soția. Își înșală soția cumva fiind cu relația într-o fundătură, într-o plafonare. După ce o înșală, așa începe și cartea, începe să aibă niște sentimente de regret, de păreri de rău. Și începe să ne prezinte viața lui. Viața lui, a băiatului din orășel mic, cred că Motru sau ceva similar, care a fost încurajat toată copilăria, adolescența, tinerețea să fie prietenul fiicei domnului inginer. Născut în anii 80 și ceva, când funcția unui om cu studii, unui om cu funcție într-un orășel mic, putea să deschidă locuri, uși, putea să ajute la realizarea unei cariere. Și Cristian este prietenul de viață al Marcelei, cu care petrec teme împreună tot timpul. În clasa 10 au și o experiență sexuală nereușită, urmată de una mai reușită între a 12-a și de o relație pe timpul facultății și căsătorie după. Iar în descrierea asta, practic, vedem că el a făcut toată viața ce au cerut ceilalți. A ținut la prietena, la iubită, s-a însurat că a trebuit. I s-a plafonat mariajul, a ajuns să nu-și mai vorbească, să nu se mai cunoască, el să se scufunde în muncă. Chiar are un capitol în care spune cum mulți corporatiști, de fapt, se bucură de faptul că au nevoie, au mult de muncă. Se bucură de delegații, că în felul ăsta pot să fugă de acasă. Are încă doi prieteni, cumva, ca și exponenții ai unul al unui mariaj eșuat, care își găsește fericirea într-o vecină la 40 de ani ce îi se oferă, poate la 2 săptămâni, celălalt rănit fiind în timpul facultății, având un handicap de genul ăsta, nu se mai poate implica emoțional și practic zboară din floare în floare. Iar Cristian încearcă să-și cerească, să-și recunoască partenera, care inițial dintr-o femeie ajunsă destul de anostă, destul de plafonată, îmbrăcată doar nuanțe de gri și de cenușiu, cele care deduc să te anonimizeze în societate, se transformă într-o tipă asumată ce își recâștigă, recapătă sexualitatea, în timp ce el aparent își pierde vlaga. Este dominat de remușcări, se gândește, oare soția mea se transformă pentru mine, oare se transformă să-mi dea o lecție, să mă pedepsească pentru ce am făcut, oare știe, oare nu știe. Dacă soția lui se transformă pentru vreun altul, pentru un iubit proaspăt și se ferește foarte deștept de el. Efectiv, avem un tânăr, 30 și ceva de ani spre 40, care nu-și găsește locul. Care pare că este într-o superfundătură. Are niște experiențe destul de interesante, fantastice, transcendentale. Își spune ofurile și viața unei prietene cu care se înțelege bine, care îl sfătuiește. În final se duce într-o lume fantastică, se întâlnește cu oameni din alte timpuri, cu templier, cu călugărița de secol 15. Efectiv, pe final de carte,
Alex Strușca parcă te duce din lumea asta într-o alta. Foarte faină. Iar la final vedem că al nostru Cristian de fapt este un om norocos. Cum și de ce? Vă las pe voi să descoperiți. Pe mine m-a încântat. I put a spell on you. Da, titlul cărții este că pune o vrajă pe tine. Alex pune o vrajă pe noi, pe cititori. Îi doresc succes, la revedere și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.